La București va fi mâine o întâlnire de top, top, top. Va fi președintele Consiliului European, va fi premierul ungar, premierul belgian, premierul croat. Toți vin la Cotroceni ca să discute cu Klaus Iohannis. Marina Cioacă știe ce se va discuta. Bun găsit, Marina, te ascultăm. Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Președintele Klaus Iohannis găzduiește mâine o întâlnire extrem de importantă. Importantă pe de-o parte în contextul în care președintele și-a anunțat candidatura pentru funcția de secretar general al NATO, dar o întâlnire importantă și pentru imaginea României. Mâine după amiază, la 17:30, mai exact, la Palatul Cotroceni va sosi președintele Consiliului European, Charles Michel, care are o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis. Mai apoi, la palat, vor ajunge și câțiva oficiali de rang înalt. Este vorba în acest context de primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, care vine și el mâine la București, dar și de primul ministru al Belgiei și primul ministru al Croației. Și se poartă discuții în vederea acelei agende strategice pe care o are Uniunea Europeană. Întâlnirea de mâine este, dincolo de această agendă strategică, un foarte bun prilej pentru președintele Klaus Iohannis să negocieze un sprijin din partea acestor oficiali care au influență la nivelul Uniunii Europene. Și totul după ce Viktor Orban, de exemplu, a declarat foarte clar că el nu îl va susține pe Mark Rutte, cel ce este contracandidatul președintelui Klaus Iohannis. Și este nevoie de consens. Trebuie să fie un vot unanim pentru ca Mark Rutte să poată să câștige această funcție de secretar general al NATO. Vedem așadar că mâine președintele Klaus Iohannis poartă aceste negocieri și ar putea să obțină sprijinul acestor parteneri, chiar dacă Statele Unite, de exemplu, au declarat chiar astăzi prin vocea unor înalți oficiali că în continuare susținerea SUA se îndreaptă către Mark Rutte, dar și președintele Klaus Iohannis are parte de respectul Statelor Unite. Da, mulțumesc, Marina, și susținere avem evident din interiorul țării. Nicolae Ciucă, nu doar președinte PNL, dar dita mai general cu 4 stele, spune că Klaus Iohannis ar fi bine la vârful NATO. Nicolae Ciucă. Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO trebuie privit ca un demers al României pe care toți trebuie să-l susținem ca expresia rolului crucial pe care îl joacă țara noastră astăzi. Nu știu dacă ne aflăm într-o epocă pre-război. Depinde de noi și de acțiunile noastre următoare. Un dicton latin spune că cei care doresc pacea trebuie să fie pregătiți de război. Dacă suntem responsabili, dacă suntem pregătiți să ne apărăm cetățenii, dacă suntem uniți și determinați, vom putea descuraja războiul. Ca militar am depus un jurământ să-mi apăr patria și să fiu în slujba românilor. Și asta am făcut toată cariera mea în fiecare zi. Da, este un adevăr pe care, din păcate, îl știm prea bine. Dacă vrei să fii, să ai pace, trebuie să fii pregătit de război. Alături de mine astăzi, prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, PSD. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și candidat la primăria sectorului 2. Și candidat la primăria sectorului 2. Și jurnalistul Iosif Buble, știrpesurse.ro. Bun găsit, Ioșca! Tu la ce candidezi? Nu candidez încă. Nu candidez. Dar mulțumesc pentru invitație. Mai știi, nu se știe niciodată. Am văzut vorba aceea. Păi conești ai noștri care au sărit pârleazul deodată. N-am zis niciodată, am zis că nu candidez. Așa, cel puțin acum e bine. Hai să vorbim puțin, Ioșca, despre acest subiect NATO. Cei care vin la București, cu excepția Belgiei, mă refer acum la Orban și la premierul croat, ei oricum deja și-au exprimat
susținerea lui Klaus Iohannis. Evident, tot estul Europei cu Turcia în frunte este împotriva lui Rutte, pentru că Rutte nu s-a comportat foarte prietenos, foarte prietenos la adresa zonei acesteia. Dar foarte interesantă prezența premierului Belgiei, De Croo, care vine și el la această consfătuire. Sigur, pe afară se spune că, domne, subiectul este viitorul Uniunii Europene, una alta. Cum vezi tu întâlnirea de mâine? Foarte interesant. Pe mine nu m-a izbit așa tare cine vine, până la urmă, pentru că domnul Plenković din Croația nu prea anunța public, colegul lui din Slovenia anunța public că îl susține pe domnul Iohannis. Dar, într-adevăr, se coagulează în estul Europei și cel puțin cu Turcia în frunte un val așa pentru Klaus Iohannis. Dar mi se pare ciudat locația. Adică, în momentul în care ești candidat sau îți exprimi opinia sau intenția de a candida la ceva, te duci și vizitezi diferite capitale, tocmai pentru a-ți face lobby, găsești tot felul de motive pentru a te duce acolo să-ți faci lobby pentru această candidatură. E interesant că parcă au fost convocați la București, haideți aici să discutăm despre ceva. Acum mă gândesc că Ungaria, în primul rând, este cea care va prelua președinția Uniunii Europene din vară încolo. Dar faptul că se discută și despre Europa, clar, nu despre NATO, nu despre asta era vorba, oficial cel puțin, arată că se discută o anumită chestie hibrid, nu-mi dau seama, dacă se discută neapărat despre NATO sau despre Consiliul European. Pentru că pare așa un fel de, hai să vedem ce avem pe masă, da, să vedem ce, cu ce putem veni și negociem. Da, mă gândeam la chestia asta cu Uniunea Europeană și mă gândeam că poate că există și un plan B pe care îl construiește Klaus Iohannis, adică, să zic așa, lucrează la două capete, în cazul în care pică NATO, să aibă imediat comisia. Nu știu dacă e cu plan B. Ce văd eu aici este că atunci când s-au văzut față în față, cei doi au discutat foarte prietenește și mie mi se pare că ambii, și Rutte și Iohannis, nu interesează neapărat funcția la care vor ajunge, dar că unul dintre ei va merge într-o parte și celălalt într-alta. Acum